Vă întrebam într-un clip anterior dacă să discutăm puțin mai mult despre ceea ce înseamnă tipare și cum se potrivesc tiparele și mi-am dat seama că este un subiect foarte amplu și pentru că ați vrut clip pe această temă, m-am gândit de fapt să fac o miniserie legată de tipare care va cuprinde cel puțin 3 clipuri, acesta fiind primul. Serie legată de tipare și de cum asortăm tiparele și de cum să purtăm tipare și de ce se poartă și de ce merge și așa mai departe. Și am să încep astăzi cu acele tipare care nu se vor demoda niciodată, care vor fi mereu la modă și pe care puteți să le purtați indiferent de sezon, indiferent de trenduri, indiferent de curentele stilistice și așa mai departe. Sunt mici amănunte la care trebuie să avem grijă atunci când purtăm aceste tipare, dar per total sunt niște tipare purtabile all times, adică sunt nemuritoare, iar în ceea ce privește garderoba, folosirea tiparelor este o metodă foarte bună pentru a mai schimba lucrurile, pentru a mai spice up, știți cum zic americanii, să mai schimb puțin lucrurile, să mai ieși din anonimat. De asemenea, aș vrea pe final să vă zic cum asortăm tiparele și dacă sunt sau nu elegante. Este o întrebare foarte populară în lumea modei și o să încerc să răspund la întrebarea asta, dar după ce vedem care sunt cele mai populare tipare și acele tipare care nu vor muri niciodată. Și începem cu un clasic al tiparelor care este iubit de absolut toată lumea, cred, mai puțin eu. Și cred că deja știți la care mă refer. Este un tipar care, într-adevăr, nu se va demoda niciodată, dar există niște mici lucruri la care trebuie să avem grijă și este vorba despre animal print cu precădere, cu accentul pus pe leopard print, adică pe printul de leopard. Printul de leopard nu se va demoda niciodată și mai ales dacă veți apela la un print ceva mai mare, un pic mai masiv așa, acela va fi întotdeauna la modă și de asemenea dacă aveți grijă să fie în culorile clasice, adică știți, culorile alea de maro, roșcat, așa, camel și negru, combinația aia de culori, de preferat să stați la distanță de acel leopard print care este colorat, da, cu roz, cu verde, cu roșu, cu, nu știu, sunt o felul de combinații pe care le vedem de-a lungul timpului și acele printuri de regulă țin mai degrabă de trenduri decât de o chestie clasică nemuritoare, da, deci dacă vreți să mergeți pe leopard print, mergeți pe chestia clasică, mergeți pe varianta clasică de leopard print care nu se va demoda niciodată. Tot la animal print mai intră și printul de șarpe, imitația de șarpe, pielea de șarpe, care iarăși este în funcție de gusturi și de preferințe. Este o idee de a mai combina lucrurile și de a mai scoate ținutele din anonimat. Mare atenție în schimb că la printul ăsta de șarpe este complicat unde îl puneți pentru că poate adăuga volum, având în vedere că este o suprapunere de print foarte aglomerat, este practic un print foarte aglomerat în sine, pielea de șarpe, poate să adauge mult volum, deci trebuie să aveți mare, mare grijă pe ce parte a corpului puneți în primeu piele de șarpe și de asemenea tot pe partea asta de animal print este foarte populară varianta de crocodil, de piele de crocodil și în special când vorbim de genți și de pantofi, da? Nu atât în ținute în hainele propriu-zise, cât mai degrabă pe partea de accesorii. În rest, printul de zebră este mai degrabă trendy. Dacă vă gândiți că știu că e constant întrebarea asta, dacă printul de zebră este clasic sau nu, ăsta este mai degrabă trendy, sunt perioade în care vine și după aceea nu mai este folosit și iar apare și iar dispare și tot așa, așa că aveți grijă cu el, plus că este un print la fel foarte tricky pentru că fiind un print neregulat de alb și negru poate adăuga volum și poate cumva să vă facă mai degrabă un deserviciu decât un serviciu. Mă rog, mai sunt o felul de printuri animalice, așa, care sunt populare, dar cred că astea sunt cele pe care
Merită să vă axați dacă vă plac. Eu personal mă țin la distanță de printurile astea de leopard în mod special, pentru că am senzația că sunt deja pe toate străzile, că e supra-saturată piața de ele, că sunt peste tot, le vezi peste tot în cele mai bune și în cele mai proaste combinații posibile. Sunt combinații foarte frumoase, dar sunt de asemenea combinații atroce pe care le vezi în cuprind de leopard și mi se pare că tocmai pentru că s-a instalat această idee că printul de leopard este un clasic și este nemuritor, îl vedem peste tot și de aia, din punctul meu de vedere, prefer să mă țin la distanță, adică prefer să nu. Așa, dar dacă vă place, go ahead, it's your choice, treaba voastră, mai ales dacă vă vine bine, este minunat. Un alt print care nu se va demoda niciodată, dar care va fi întotdeauna schimbat, care va suferi schimbări datorită trendurilor sau din cauza trendurilor, depinde cum vreți să vedeți situația, este printul floral. Printurile florale vor fi mereu la modă, doar că suferă modificări de la an la an sau de la sezon la sezon în funcție de trenduri, în funcție de tendințe, în funcție de ce se cere în momentul respectiv. Sunt ani, cum este de exemplu acum, în perioada asta, când printurile florale nu mai sunt atât de în vogă, dar acum 5 ani, spre exemplu, erau peste tot, erau, mamă, erau... peste tot și sunt ani în care printurile florale sunt cu flori din acelea micuțe foarte aglomerate, cu zone foarte aglomerate, cu multe flori micuțe, sau sunt ani, cum au mai fost prin 2018-19, cam așa mi-aduc aminte, că vorbeam despre printuri florale masive, adică erau pattern-uri mari cu flori pe ținute, care sunt foarte frumoase. Din punctul meu de vedere, și asta este o părere pur personală și ce am mai observat urmărind persoane așa care sunt mai elegante. Printurile florale sunt mai elegante dacă printul în sine este mai mare, adică dacă modelul este mai mare, da? Este mult mai elegant și mult mai safe de purtat o rochie sau o bluză care are niște tipare mai mari cu flori decât o rochie sau o bluză care are niște tipare cu multe flori aglomerate așa. Depinde desigur și de material, depinde și de construcția acelei piese de îmbrăcăminte, însă de regulă este mai safe să mergeți către zona asta cu flori mari, cu tipare mari, decât pe zona asta cu tipare micuțe aglomerate și aici vorbim cam de toate printurile, nu numai de printurile florale, dar în special pe partea asta de printuri florale, e bine să vă orientați către printuri mai mari, pentru că printurile aglomerate cu multe detalii pe o suprafață foarte mică obosesc ochiul odată și în al doilea rând pot adăuga prea mult volum. Da? În general, dacă vreți să luăm ca o regulă generală, printurile adaugă volum. Deci printurile în sine adaugă volum oriunde, ori de care vorbim, oricum, cu excepția unuia. Există un singur print și o să ajungem la el imediat, exceptându-l pe ăla, restul toate printurile adaugă volum. Așa că trebuie să aveți mare grijă pe care pe ce parte a corpului, unde puneți printurile, pentru că acolo veți adăuga volum. Fie că vorbim de flori, fie că vorbim de leopard print, fie că vorbim de dungi, fie că vorbim de ce mai am pe aici, de alte printuri, orice, toate astea adaugă volum, da? Exceptând una pe care nu l-am menționat, o să-l menționez imediat. Un print care nu se va demoda niciodată și este clasic și a rămas clasic și este de, nu știu, de mult, mult, mulți ani, de multe decenii, din multe decade este folosit acest print, este cel cu buline. Printul cu buline și în special vorbim de buline negre pe fond alb sau buline albe pe un fond colorat. Dar am mai văzut și buline roșii pe fond alb și așa mai departe, dar în general bulinele și de preferat buline de la foarte mici către medii, nu neapărat mari, sunt foarte populare și nu se vor demoda niciodată. Este iarăși un print relativ ușor de asortat, fiind
vorbind de cercuri, este ușor de asortat și este un print foarte frumos, clasic, timeless, cum ziceam. O să vedeți că vă dă o alură cumva mai rafinată. Dacă vă aduceți aminte, există chiar o ținută foarte celebră, Pretty Woman, care Pretty Woman a fost lansat în 1990, când Julia Roberts poartă o rochie, cred că era un maro ceva, rochia respectivă, era, cred că la un joc de polo sau ceva, era o chestie legată de o cursă de cai sau ceva de genul ăsta, era oricum un fel de garden party, și era îmbrăcată într-o rochie sau o ținută care era, avea un fundal maro, dar niște buline albe. Ținuta aia, dacă vă aduceți aminte, a rămas clasică în istoria modei și a filmelor, pentru că este atât de simplă, dar bulinele alea creează un efect atât de frumos, încât tocmai din simplitatea aia îți dă așa un aspect deosebit. La fel, o altă ținută foarte populară, dacă vă aduceți aminte, din Sex and the City, cred că era filmul sau nu mai știu, o să vă pun imagine în orice caz. Cred că primul film, când era Charlotte însărcinată, sau al doilea film, nu mai țin minte, nu mai știu exact, că filmele nu le-am văzut decât o dată, că mi s-au părut destul de prost făcute. Și era Charlotte, era însărcinată atunci când se certa cu Big și s-a rupt apa, avea pe ea o rochie albă cu buline negre. Iarăși este una din rochiile care au rămas au rămas memorabile în rândul oamenilor și în memoria oamenilor, fiindcă este iarăși o rochie atât de simplă. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, uite că nici nu m-am uitat înainte de a face clipul, dar mi-au venit acum aminte ținutele astea vorbind despre buline, dacă mi-aduc aminte, Charlotte avea peste un trench roz, dacă țin eu bine minte. Deci, o combinație absolut delicioasă, odată cu trenciul la roz care adăuga culoare, dar și simplitatea pattern-ului ăsta cu buline pe fondul ăla alb, care o făcea să pară foarte sofisticată și foarte rafinată. Charlotte fiind un pic mai rafinată din punct de vedere vestimentar, dacă e să mă întrebați pe mine, spre deosebire de celelalte trei. Și acum ajungem la acel print care nu îngrașă, care nu adaugă volum, care din contră subțiază, care dacă este folosit cum trebuie, pe lângă faptul că te subțiază, te face să pari și mai înalt. Și este vorba de pinstripes, adică linii verticale, acele linii verticale foarte, foarte subțiri. De regulă, este un tipar foarte popular în costumele bărbaților, dar nu numai. Este foarte popular și în costume în general, pentru că tocmai are o alură foarte elegantă, subțiază silueta și de aia se folosește foarte mult în costume. De multe ori, dacă vă veți uita la anumite costume de bărbați, veți vedea că sunt niște dungulițe atât de fine și atât de subțiri, de o culoare nu foarte diferită de fundal, dar totuși există acolo acele dungulițe și vizual au un impact foarte puternic. Cu cât sunt mai subțiri și mai delicate și mai fine, cu atât impactul lor vizual este mai puternic și efectul pe care îl au este mai frumos. De aia, dacă sunteți minione sau dacă vreți să vă subțiați o anumită parte a corpului, fie că vorbim de șolduri, fie că vorbim de umeri, fie că de ce, nu contează, aplicați acest pattern pe acea parte. Este singurul pattern care se poate aplica pe acea parte, astfel încât să subțieze zona respectivă. Deci pinstripes, acele dungi subțirele, da? Mare atenție ca acele dungile în sine să fie mai subțiri decât fundalul, adică distanța dintre culoare și fundal să nu fie aceeași, pentru că atunci efectul nu mai este de subțiere, ci practic de volum, da? Iar în momentul în care vorbim de acele dungi verticale, subțiri, efectul o să fie întotdeauna fabulos și o să fie foarte frumos și dă o notă de eleganță. De aia se folosește în costumele bărbaților de foarte mulți ani, nu de acum, tocmai pentru că dă acea alură de eleganță, dar bineînțeles și femeile pot să poarte acest
tipar fără nicio problemă, deci nu este exclus doar pentru bărbați și este foarte frumos, v-am zis, este singurul print pe care îl puteți pune pentru a subția și pentru a lungi o anumită zonă, da? Dacă purtați, de exemplu, o pereche de pantaloni, sunteți minione și vă luați o pereche de pantaloni cu talia înaltă, da? Și cu aceste dungulițe verticale, care vă dați seama, sunt de sus, de unde se termină, de unde începe talia de aici, fiind talie înaltă, până jos la pantof, o să aveți așa niște linii foarte drepte și foarte frumoase care vă alunge silueta și vă fac picioarele foarte lungi și o să păreți mult mai înalt. Da? Deci e un truc foarte bun prin care poți jongla, pe lângă asta cumva îți subțiază zona respectivă și arată foarte bine. Este, repet, din punctul meu de vedere, dintre toate pattern-urile, ăsta cu dungile verticale, cu pinstripes, mi se pare cel mai elegant. Din perspectiva mea, da, este din perspectiva mea este cel mai elegant și mai ales pe culori închise. Dacă preferați culorile închise, atunci o să vă ajute foarte mult. M-aș feri în ceea ce privește pinstripes, m-aș feri de culori foarte puternice, de combinații de culori foarte puternice, adică, nu știu, galben cu roșu sau albastru cu verde sau chestii din astea contrastante foarte puternice, m-aș feri de ele, da, m-aș ține de ele. Aș merge mai degrabă pe dungi albe pe fundal bleu sau dungi bleu pe fundal alb sau dungi roz pe fundal alb sau tot așa, adică culori din astea care merg împreună, care se completează reciproca sau care sunt din aceeași familie, da? N-aș merge neapărat pe contrast în ceea ce privește pinstripes, dar în rest sunt absolut delicioase și poate oricine să le folosească. Și că tot vorbeam de dungi, o altă serie de dungi care nu se vor demoda niciodată, este un stil practic ăsta inspirat de Riviera franceză cumva, dar aici iarăși este cu un semn mare de exclamare și cu multă atenție, sunt dungile orizontale. Da, dungile orizontale nu se vor demoda niciodată, însă din păcate trebuie să aveți mare grijă, pentru că ce înseamnă orizontal înseamnă că tai din înălțime și înseamnă că lățești zona respectivă. Deci practic asta facem când aplicăm dungi orizontale. Dacă sunteți înalte și vreți să păreți cumva mai micuțe, că am tot văzut acum niște exemple de rochii din astea, de pe la niște case de modă din astea mai sofisticate, am văzut niște rochii purtate, niște rochii din aia bodycon, așa foarte mulate, cu dungi orizontale și am văzut că toate vedetele astea sunt nebunite după ele, după rochile alea. Zic să nu cădeți în capcana asta, pentru că acele dungi orizontale lățesc foarte mult și în special când vin pe un material din ăsta foarte mulat pe corp, da? Mare atenție! Deci încercați cumva să aveți grijă, da? Să puneți, dacă de exemplu aveți niște umeri foarte micuți, foarte înguști, foarte foarte firave, așa, în comparație cu șoldurile care sunt mai proeminente, aș merge pe o combinație de genul, nu știu, pantaloni negri sau de culoarea dungilor sau de culoarea fundalului, într-o singură culoare, adică fără niște pantaloni simpli, și în partea de sus, unde aveți zona aia foarte strâmtă, să mergeți pe dungile acelea orizontale. Deci, mare atenție la acest aspect. Dacă totuși vreți să purtați niște dungi orizontale, nu știu, vi s-a pus o pată și vi se pare că vi se potrivesc, ar fi bine să vă orientați către dungi orizontale care sunt cam de aceeași lățime cu fundalul, adică să spunem dungile albe sunt de aceeași lățime cu dungile negre, da? Dacă distanța dintre dungile negre este diferită față de lățimea dungilor negre, atunci se produce efectul ăla de lățire. Deci, mare atenție la aspectul ăsta și nu v-aș mai recomanda în ceea ce privește dungile orizontale, la fel, să mergeți pe culori clasice, adică fundal alb cu dungi negre, cu dungi blomarin, cu dungi, nu știu, roșii, cu dungi, adică încercați să nu combinați, nu mergeți pe ideea aia, nu știu, de dungi colorate, adică roz cu galben cu verde, să fie vreo trei culori, dar maxim două
culori trebuie să fie ca să rămânem pe zona aia clasică, dacă vrem să ne menținem pe tiparul ăla timeless, dacă vrem să mergem pe trend, aia e altă discuție. Dar când vrem să ne menținem în zona aia clasică, e bine să rămâneți pe zona asta, așa mai safe, da? Adică, și în general, clasicul asta reprezintă ceva ce poate fi purtat întotdeauna, nu o să se demodeze niciodată, dar tocmai pentru că are regulile astea, care pentru unii pot părea boring, pot părea ciudate, dar asta le face, practic, să fie clasice, da? Un alt tipar foarte popular, care nu se va demoda niciodată, sunt carourile. Și aici, în ceea ce privește carourile, iarăși îi ajută foarte mult pe bărbați, dar, bineînțeles, pot fi purtate și de femei, adică acest print poate fi purtat și de femei fără nicio problemă. Carourile iarăși vin într-o mulțime de variații, vin în tot felul de, nu știu, carouri mai mici cu dungi mai groase, carouri mai mari cu dungi mai subțiri, carouri medii cu dungi și mari și groase și subțiri, depinde. Tot la categoria de carouri intră și acel plait. Știți, acel model tipic cumva britanic, ca să nu zic englezesc, pe care mai vedem, care iarăși a devenit foarte popular. Da, carourile sunt o idee foarte bună de a jongla cu un tipar care nu e atât de popular, adică, nu știu, nu e atât de popular, dar totuși este un tipar clasic. În afară de play-doh ăsta, nu prea vezi foarte multe persoane îmbrăcate în carouri și atunci, dacă vrei să porți tipar, poți să alegi genul ăsta de tipar ca să mai ieși din zona asta de anonimat și să fie altceva decât poartă toată lumea. Deci, nu știu, cam așa funcționează mintea mea. Dar, da, e un tipar foarte interesant cu care la fel te poți juca foarte mult, poate să fie foarte interesant în funcție de cum sunt așezate carourile, că pot fi acele carouri de tip tabel, știți, ca pătrățelele alea de tip tabel, sau pot fi pur și simplu pătrățele aplicate pe material în diferite poziții. Iarăși, poate fi un tipar foarte interesant, da? Depinde acum de ce găsiți voi și de ce vi se potrivește și de ce vă place, dar și acesta este un tipar care adaugă volum, prin urmare, be aware. Iarăși, un tipar care, dacă este folosit cum trebuie, și sper să mai găsesc imaginile alea, că găsesc niște imagini foarte drăguțe cu niște bărbați îmbrăcați în costume, în carouri, superbe, și le venea foarte bine și arată foarte, foarte bine cămășile în carouri, dacă sunt tot așa pe niște combinații inteligent făcute, să spunem. La fel, în ceea ce privește carourile, eu m-aș îndrepta tot așa pe o zonă coloristică din asta neutră, da? Cu precădere albastru, bleu marin și așa mai departe, majoritatea pe fundal alb și de preferat dungile carourilor să fie subțiri, da? Cât mai subțiri. Iarăși creează acel efect, dă un efect de eleganță, de sofisticat, de rafinament, spre deosebire de niște pete de culoare sau niște carouri foarte grele, foarte heavy. V-am zis, totul depinde și de conformație. Un alt tipar care la noi nu mai este atât de popular, dar care în străinătate îl văd cu precădere, cred că Dior a lansat o colecție cu tiparul ăsta, o colecție de make-up care are pe carcase tiparul ăsta, Dior sau mă înșel? Dior sau Gucci sau care, așa, și anume Huntoot Pattern se numește, este acel picior de cocoș sau pied de cuc, cum îi zic francezii, este acel tipar clasic, cred că îl știți, cu alb și negru sau poate să fie cu roșu și cu negru sau verde și cu negru, în general albul este înlocuit de altă culoare, este un tipar cumva tipic britanic și ăsta, și de ei este folosit foarte mult și este foarte apreciat. Îl folosesc foarte mult și în afară, am mai văzut și pe la noi câteva piese în tiparul ăsta. Este un tipar care la noi, fiindcă are o conotație cumva comunistă, a fost foarte utilizat în perioada comunistă, tocmai pentru că te făcea să te gândești la vest, adică multe persoane îl foloseau pentru că erau cumva, se simțeau cumva superioare și aveau așa o notă în plus de eleganță față de alte persoane când purtau tiparul ăsta. Acum am senzația că nu mai este atât de folosit, dar există și la noi pe piață, doar că nu mai e atât de popular, adică nu e atât de popular cum sunt bulinele sau leopard print-ul sau, nu știu, dungile, da? Deci, cel puțin la noi pe piață. Dar există și este un tipar, la fel,
care spun specialiștii în modă, nu eu, că nu se va demoda niciodată, tocmai pentru că el face parte din categoria asta clasică, fiind tot așa pe o combinație cu negru, da, o culoare cu negru sau alb cu negru, plus forma aceea specifică pe care o are, care este puțin diferită, este puțin altfel, care în sine poate să fie ori prea aglomerat, ori să fie prea mare. Depinde de, iarăși, de cum îl folosești. Iarăși este un tipar la care să aveți grijă, pentru că adaugă volum în zona respectivă, te face mai lată în zona respectivă, deci mare atenție unde îl folosiți. Este un tipar interesant, pe mine personal nu mă atrage foarte tare, adică, cum am zis, mie mi se par, eu sunt mai degrabă cu astea geometrice, astea mi se par mai interesante și florile mari, astea îmi plac mie, dar da, e un tipar cu care poți să ieși puțin din anonimat dacă vrei, dar mare atenție și la dimensiunea tiparului în sine, că v-am zis, poate să fie ori foarte aglomerat și atunci dăm în partea elaltă, exact cum vorbeam la flori, la florile mici, mărunte pe un spațiu restrâns, da, că pot încărca foarte tare vizual, sau pot să fie mari și atunci creează un efect din ăla de wow, știți, cumva pe mine mă duc cu gândul la anii 60, pentru că tiparul ăsta fiind așa mai mare, cumva îl văd asociat cu anii 60, nu știu de ce, mintea mea s-a asociat, probabil a fost mai folosit în perioada aia, dar e un tipar interesant cu care poți jongla dacă vrei. Și acum, cel mai simplu mod prin care poți combina tiparele este să iei o culoare din tiparul respectiv sau culoarea de bază, culoarea de fundal și să o aplici în rest. Cea mai simplă metodă de a purta tiparele este prin alăturarea unei piese simple, exact ce vă ziceam la faza cu dungile orizontale, da? Iei o pereche de pantaloni în culoarea bazei sau în culoarea dungilor, o poți oricum, și pui o bluză cu dungi orizontale, da? Asta este cea mai simplă metodă și cea mai safe metodă și cea mai elegantă din punctul meu de vedere, dacă vreți să o luăm așa, pentru că tiparele tocmai venind să adauge foarte mult volum, venind să adauge mult joc în zona respectivă. Creează aglomerație, îți atrage atenția către zona respectivă, creează un soi de agitație în ținută în zona respectivă și cel mai simplu de a combina tiparele este cu ceva simplu, cu o piesă basic, cu o piesă care să nu atragă și ea atenția, da? Pentru că tiparul în sine atrage foarte mult atenția, ori de care vorbim, oricare din tiparele astea atrage foarte mult atenția și cel mai simplu este să le combini cu ceva simplu. De-aia am eu o mare problemă cu Emily in Paris, unde toate tiparele sunt o salată, sunt așa, sunt grămadă, pentru că sunt cele mai odioase combinații de tipare făcute acolo, dar promit că vorbim și despre aia într-un clip viitor cât de curând. Răspunsul la întrebarea dacă tiparele sunt elegante, tiparele sunt elegante atâta timp cât știi cum să le porți, cât le porți în contextul potrivit și cât nu abuzezi de ele. Apropo de acea rochie de tip bodycon cu dungi orizontale, da? Bun, cam atât pentru astăzi. Spuneți-mi dacă voi purtați tipare, dacă vă plac tipare, dacă vă tentează careva din tiparele astea și dacă v-ați făcut o idee mai pe ansamblu despre cum sunt tiparele astea și ce se poartă și dacă vă veți aventura pe viitor în a purta aceste tipare. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, că așa știu că vă place clipul și pot să continui pe subiectul ăsta și știu ce să mai fac pe viitor. De asemenea, nu uitați să veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!